Victor Ponta, președintele Pro-România, a vorbit despre viitorul partidului la următoarele alegeri. Asta cred că poate să fie Pro-România în 2024. Să vorbim despre probleme reale, să oferim soluții reale și în nebunia asta în care fiecare îl va acuza pe celălalt și nimeni nu va vrea să vorbească despre probleme reale, să încercăm să fim o voce separată. Putem să reușim sau putem să eșuăm din nou. Important e că avem dreptate. Și de multe ori când ai dreptate, pierzi. Dar tot vă propun că asta să fie calea pe care să mergem. Președintele Pro-România a declarat că în continuare echipa trebuie să rămână unită. Faptul că suntem împreună, cei care chiar vor să rămână și au rămas în Pro-România, cei care au avut, ca toți ceilalți, tot felul de oferte de a merge la un partid sau la altul, de a lăsa politica, fiecare în viață are dreptul să meargă pe drumul lui și îl înțeleg și îl sprijin și pot să accept acest lucru, însă cei care sunteți azi în sală înseamnă că ați trecut de acea perioadă de deșert, vreți să fiți Pro-România, vreți să ne pregătim pentru anul viitor, începând cu alegerile pentru Parlamentul European. Alin Văcaru a fost reales în funcția de secretar general al Pro-România. Vreau să vă spun că ne așteaptă un an 2024 foarte încărcat, foarte încărcat din punct de vedere politic. Știți foarte bine, vor fi cele patru rânduri de alegeri și cred că având o activitate la fel de laborioasă cum a fost la alegerile europarlamentare și la locale, cu siguranță, cred cu tărie că avem șanse de reușită. Premierul Marcel Ciolacu l-a numit consilier onorific pe fostul premier PSD Victor Ponta, care a demisionat în urma tragediei din colectiv.